Da, pentru unele lămurie, pe salut din nou, bună ziua. Ne plimbăm acum cu căruciorul și ca să dăm un cadru așa mai adecvat, ne-am postat puțin aici, în stupină. Unii scapă din atenție detalii și mai ales dacă, cum spuneam și în micile comentarii, nu au de-a face cu sine, cu creșterea de regine și să înțeleagă și ce înseamnă selecția și ameliorarea, atunci lucrurile pot fi văzute ca prostii sau da, lucruri de povești la gura sobei. Matca de prasimă, fie că am determinat-o, am selectat-o printr-o selecție masală, fie că vorbim de o selecție pe linie, matca de prasimă, automat, după ce a confirmat în ce 2 ani de producție, este retrasă, nu mai rămâne într-o familie obișnuită. Ea este retrasă într-un nucleu, într-o roiniță de 6 rame, în care o cătăm să o păstrăm undeva pe aproximativ 4 rame de albină. Dacă nu o încercăm să o păstrăm, să o conservăm, noi pierdem potențialul ei de oare și de atât pentru viitoarele larve de transvazare, cât și pentru trântorii de care o să avem nevoie. Asta este un. Al doilea, acea roiniță nu are cum să-ți crească, nu are suficientă doică și albină să-ți îngrijească ție 2 rame de trântori. Asta este motivul pentru care, stimate coleg apicultor, da? Danian, Puștiu, se mută în familii crescătoare. Și știi că am mai povestit lucrul ăsta pe Hang și pe Life, nu oricine crește trântori. O familie cu matcă bătrână are nevoie să crească trântori și este motivată. O familie cu botcă are nevoie și este motivată să crească trântori. Și clar și o familie cu o regină împerecheată. Altfel, familiile care crește trântori sunt familiile care fie sunt orfane, fie cu mătci și neîmperecheate sau prea epuizate. De asta se alege cu atenție familia crescătoare. Hei, da, ce să zic altceva? Este vital să-ți crești în alte familii, fiindcă nu ai interes să-ți epuizezi sau să duci la distrungere această reginuță. Ea devine prea valoroasă pentru tine în contextul de reproducție, încât nu vrei să pierzi potențialul ei genetic. Știm că trântorii nu trec dealul. Mai știm că trântorii nu zboară după ora 4 în zona de munte și 5 în zona de câmpie, după amiază. Și mai știm un lucru. Domnilor, din genetica albinei, trântorul este echivalent, de vedere genetic, cu mama lui, cu regina. Are aceeași amprentă genetică. Și ăsta era un detaliu care, pentru cei care știu să lucre și să facă ameliorare, este foarte important. Dar, în altă ordine de idei, ideea este următoarea. Se vor ridica multe discuții. Mai sunt circa 2 luni până în ianuarie. Motivați, nemotivați, unii dorni să fim acolo, vom fi acolo, alții ne având contextul prielnic sau nici interesul de a fi acolo, informațiile vor deveni la o scară mai largă, mult mai publice. Care este impactul? Care este preocupat de lucrul ăsta își va putea crește regine și își va putea face propria lui selecție. Încât ideea aceea că vecinul meu, care are 2 pavilioane la 500 de metri de mine, m-a perturbat, devine un lucru deșuiet spus de bătrân la gura sobei. Da? Nu mai este atât de valabil lucrul acesta. Iar dacă facem perecherile în pastoral, atunci așteptați-vă ca atare să aveți și rezultatele cuvenite. E deja frig și pentru mine și pentru fetița. Da, o să căutăm să încheie plimbarea noastră. Mai povestim și cu altă ocazie. Mulțumesc de vizionarea filmulețelor, mulțumesc de transmiterea lui pe Facebook și vă doresc multă sănătate și spor la treabă. Oricare pot să facă
propriile lor, propriile regine, propriile selecții, după propriile lui criterii. Așa că vă încurajez să o faceți. Important este să învățăm principii și pe urmă metoda să o reglezi, să o apropii după cum ți se apropie ție mai adecvat. Unele lucruri pot fi practicate în grupul nostru de mine, altele nu. Colegul face altfel, dar respectă niște principii. Așa că, atare, multă sănătate, vă salută Ionel de la Apisines, din Benidorm.